primele cireșe românești s-au copt deja de câteva zile, iar în livezi este deja forfotă. La Buzău, producătorii speră ca anul acesta să prindă și un preț bun. De exemplu, proprietarul unei livezi de lângă municipiul Râmnicu-Sărat vrea să vândă un kilogram de cireșe cu 20 de lei, adică un preț puțin mai ridicat ca anul trecut, însă cu mult mai mic decât al fructelor aduse din import. Cireșele din acest an sunt mai gustoase și mai aromate față de sezonul trecut, dar și producția e mai mică. În această livadă din localitatea buzoiană Topliceni a început culesul cireșelor din soiurile timpurii. Înarmați cu scări și găleți, culegătorii caută cele mai coapte fructe, care vor ajunge la clienți. Cantitatea recoltată azi nu a fost foarte mare, puțin peste 100 de kilograme, dar cultivatorii sunt mulțumiți că au început culesul mult mai devreme față de anul trecut, chiar dacă vremea din această primăvară nu a ținut cu ei. Am început culesul la cireașa de mai, puțin mai devreme ca anul trecut. Estimăm o producție bunișoară, mult mai calitativă față din anii trecuți, fiind mai puțină cireașa datorită frigului, datorită brumei târzii. Sperăm să meargă prețurile, să ne ajute cumva să ieșim cu bine și sezonul ăsta. Cu cât sperați să vindeți un kilogram de cireșe acum în piață? Un 20 de lei pe kilogram am fi mulțumiți și ne-am scoate din cheltuieli. Cireșele sunt culese cu grijă și așezate în lădițe, iar valorificarea se face online sau direct la piață. Cultivatorii speră că astfel să elimine intermediarii cu care ar fi împărțit o bună parte din profit. Vă afectează importurile? Foarte mult, foarte mult. Noi am încercat să ne ducem în Angro la București și nu putem concura cu... Lumea este obișnuită să cumpere cu ochii, nu prea cumpără cu gustul. Deci producătorii români n-au nicio șansă în fața importatorilor? Nu au nicio șansă, fiindcă noi nu putem fertiliza, cum fertilizează ei nu putem stropi, cum stropesc ei nu avem cantitate, fiindcă prețul se face în baza la cantitate și calitate. Am încercat să facem cât de cât o legătură între clienți, să nu mai avem intermediari, să eliminăm intermediarii, fiindcă noi dacă le-am vinde la intermediar mai mult de 10-15 lei nu ni s-ar oferi. 5 lei la kilogram, pentru noi la 100 de kilograme deja sunt 5 milioane. Ai reușit și ai scos benzina care ai folosit-o la irigație. Culesul cireșelor nu este o muncă grea, dar este meticuloasă. O persoană reușește să adune în jur de 50 de kilograme într-o zi de cules. Cât reușiți să adunați într-o zi? Bună întrebare. De persoană 50 de kg, ceva de gen. Este o muncă grea? Nu. Pământul e îngrijit, nu ne încurcăm de iarbă. Tot în aceeași livadă există și o plantație de căpșuni, iar primele fructe au fost culese tot astăzi. Astăzi în jur de ajungem la 100 de kg, 90-100 de kilograme cireșe, 50-70 căpșuni. Ok. Și la ce preț le veți vinde? 20 lei kilogramul de cireșe și cred 20 lei și kilogramul de căpșuni. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut sau aceleași sau mai mici? E mai mare, da, un pic mai mare. Un pic mai mare. Față de anul trecut. Proprietarii livezii sunt doi soți care au muncit mai mulți ani în Italia, iar banii obținuți acolo i-au investit în România. Livada are 5 hectare și adună la oaltă cireși, pruni, meri, piersici și căpșuni.